Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi a venit timpul să terminăm și noi această serie cum se cuvine. Mai avem câteva misiuni pe care trebuie să le facem, pe care nu le-am făcut. Avem trei challenge-uri de făcut și mi se pare că mai avem și câteva misiuni. Deci o să fie un episod destul de lung în care o să facem multe chestii. Nu știu dacă mai pot să mă duc la ore, dar cred că da, pentru că în primul rând, asta e școala de vară. În mod normal ar trebui să pot. Ok, dress code. Bun. Mai ia pentru că nu sunt îmbrăcat cum se cuvine. Ceea ce pot să zic că îmi arată faptul că, da, într-adevăr, nu s-a terminat școala. Bun. Mai avem un tranzistor de găsit. Și nu știu pe unde să... Nu știu de unde să-l luăm. Chiar n-am nici cea mai vagă idee. Stai, exact ce ziceam. Oră. Ce oră e? Chimie, nu mă duc la chimie. Nu știu dacă... Oh, shit. Nu știu dacă o să fie neapărat un episod... Stai că mă uitam la ceas, nemaipomenit. O, Doamne. Bun, dăm înapoi. Așa mergem. Gata. Nu știu dacă o să fie neapărat un episod scurt. Adică... Puteți să vă așteptați la un episod, să zicem, nu știu, de o oră. Bine, probabil că, adică nu că probabil, nu, ca sigur voi vedeți acum deja cât durează acest episod, dar eu nu știu acum. Dar având în vedere că vreau să caut tranzistorul, mai am 3 challenge-uri de făcut și pe lângă asta aș mai vrea, nu știu, să mai fac câte ceva. Da, cred că o să... ajungem la o oră, nu știu dacă o să trecem neapărat de o oră, dar o să fie un episod destul de lung, așa că v-aș ruga dacă v-ați, nu știu cum zic, dacă v-a plăcut această serie, pentru ea și pentru mine, dacă vreți să mă susțineți, să apăsați butonul ăla de like, să vedem câte like-uri putem să strângem. Bun, Greasers Challenge, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod special. Îmi place că la ăștia nu prea... Îmi place ce televizor și mechera ăștia. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. Wow, stai, ok. Deci... Wow, băieți, ușor. Voi vreți să vă puneți cu mine? Hopa. Stai, nu. Una, două, trei și una. Fuck. Da, chiar, stai că aș putea să termin, să scap de ăsta repede. Mă rog, oricum l-am bătut. Gata, s-a dus și ăsta. Hopa. Da, de ăsta scap repede, dacă e vorba doar de atât. Dacă e vorba doar de atât. Hopa, stai că mai sunt. Vreau să zic că dacă e vorba doar de atât, este cel mai patetic, ușor de făcut challenge, dar... Da. Nu știu, nu mi-aminte să fi făcut partea de la Greasers. Adică am făcut majoritatea chestiilor pe care le aveam de făcut data trecută, dar pe asta nu cred. Sau cel puțin nu mi-amintesc. Așa. De ce te lovești singur? Așa. Ok, mai vin câțiva? Ok, cam asta a fost tot și acum pot să stau și pe aici, am un loc nou de salvare și aș vrea să vă arăt ceva. Deci vedeți, am 50,06% completat din joc. Deci gândiți-vă că am terminat povestea și am făcut și chestii pe lângă și nu e nici măcar, adică abia suntem la jumătate. Ok, și îmi place, știi că pot să intru doar în baia fetelor, care e... Vai de capul meu. Da. Bine, vă dați seama ce fete se treacă pe la Greasers, dar mă rog. Hai să ne vedem de treabă. Este... tot chimia avem. Hai să vedem. Trebuie să ajung jos la Townies. Și unde am lăsat eu bicicleta? Uite aici. Bun. Cum ajung la Townies acum? Nu, înapoi trebuie să mă duc. Hopa. Mă scuzați, domnul, n-am vrut. Așa, undeva 14 trebuie să ajung.
frumos pe ăsta, pe... pod. Ok, deci mai am de la Townies, stați așa. Și de la Jocks. Ok. Ăștia sunt sportivi, fotbaliștii, chestiile. Da, chiar pot să blezi niște chestii, ați văzut și voi ce inteligent sau. Până și lampa mea gândește mai bine ca ei. Trebuia să mă fiu oprit mai aproape, dar nu contează asta acum. Ok, Start Townies Challenge. Kappa, să vedem ce mă pun și ăștia să fac. What was it called? Grottos and gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up. Okay. Și pe ăștia trebuie să-i bat. Let's. Da, aparent trebuie să-i bat, okay. Opa, opa! Să mor tu! Ăla e tranzistorul? Nu, e doar un ăsta, cum se numește. Un... Oh, shit. Opa, stai așa că nu e bine. Trebuie să-l bat pe ăsta și să sper că iese o doză de suc din el și a ieșit. Pentru că... mi-o cam luam. Să fiu sincer. Oh, ăștia au masă de poker. Băi, să știți că jucau un poker. N-am mai jucat un poker de o groază de vreme. Așa. Oh, Ok, asta a fost umilitare. Ah, și mai vine un wave. Opa, mamă, deci era mișto să mă blochez acolo, să se închidă asta ușa și eu să nu mai pot ieși. Și vai de capul meu, mamă, ce hal dau ăștia. Deci nu, că ăștia chiar mă rup. Bine, dar și eu rup pe ei. Așa. Opa. Opa, tătică. Știi că... Bun. I-am lovit pe amândoi aici. Dacă am stat unul, altul. Ok, am câștigat și chestiuța asta. Am o nouă locație în care pot să salvez. Și încă n-a trecut nici măcar prima oră. Drăguț. Ușile astea par că se pot deschide. Ok, nu se pot deschide. Ce poze drăguțe au ăștia pe perete. Băi, un loc interesant, ce pot să zic. Unde era radio-ul ăla? Bă, o mică problemă, a dispărut radio-ul. Stați așa. Stats, nu stats, doamne, inventory. Da, las o baltă. Nu știu cum să fac cu chestia asta. Trebuie să mă gândesc cum fac cu... Știți voi, tranzistorul, unde dracu-l găsesc. Ok, acum o să mă duc imediat acasă, mergem la challenge-ul de la Jocks. Stați. Bun, hai la treaba noastră. Încă nu am nicio... Deci știți că mai erau misiunile alea pe care trebuia să le mai face. Oh, shit. Adică steluțe galben, palea sper să nu le fi pierdut, deși cred că nu le-am pierdut, adică ați văzut și voi că mi-a scris acolo că during bla bla bla, mă rog, ăsta e ultimul chapter, am uitat să vă zic asta, ăsta este ultimul capitol numit Endless Summer, adică vară fără sfârșit, ok, nu apare se apropie ora, se numește vară fără sfârșit și în capitolul ăsta poți să termini teoretic ce n-ai terminat până acum. Ok, ce ore? English! Opa, opa! Stați așa! Mai știți de câte ori am vrut eu să mă duc la English?
Acum ar fi cazul să mă duc, adică de ce nu, dacă tot pot și am ocazia. Faza e doar să ajung la timp. Opa. Stați, așa, am primit mesaj. Bun. Wow, ce aiurea e să fii atent la două locuri în același timp, ok. Sunt aici. Și hai să vedem. Sus nu, uite aici. Mai știți tipul, mai știți pe tipul ăla bețiv pe care l-am ajutat de atâtea ori? El e proful de engleză și cred că e, și e prima dată. Deci s-a terminat anul școlar efectiv, acum e vară. Și eu efectiv acum e prima dată când vin la la clasa lui. Ok. M E O W. Miau. W E L L M O Nu știu dacă așa e. E M O L E, așa ar trebui să fie. Bun, așa e, nu eram sigur dacă era cunoscut sau nu. O W L. Nu. O W L, adică Buhnița. A, au, au, a dat ora. Keep it up. Good one. 44%. Alo. Good one. Ok, hai să încercăm asta, că nu cred că merge, dar totuși. LOL. Ah, ok, LOL nu merge. Am trecut? Ok, stați că poate mai îmi dau seama, poate mai fac. Mai sunt 3 din 3 litere. Nu-mi dau seama, stai. Ia să încercăm asta, deși nu cred că merge. W O No. Yes. Oh, 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 ok, stai, 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 deci ia fiți atenți cum mi le aranjat, deci fiți atenți la asta. Ok, deci am dat scramble și mi le-a pus ca lumea. Da, chiar, stai. A, nu merge melon. Ne. Cred că o să aștept pur și simplu, că nu mai am venit niciodată asta. Om, om, las-o așa, nu mai, nici nu, chiar n-am nicio idee. Oricum am trecut, mai sunt 3 de 3, știți mofti că sunt 3 de 3 și nu-mi dau seama. Mă rog, să fie în bafta lor. Ah, bun. Am trecut și eu o oră de engleză, wow, deci m-am chinuit toată seria și taman în ultimul clip reușesc să fac asta. Ok. Să văd ce primesc. Mi se pare că primeam ceva fain. Wow, deci sunt mai... deci acum pot să-mi cer scuze mai bine. Și știți, faza e că eu învăț chestia asta abia acum când Russell ne e prieten. Oh, da. My work here is done. Oh, perfect, perfect. Uitați-o. Și hei, uitați-o pe Zoe. E la școală. Hei, Zoe, 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 Zoe. Hello, baby. I probably don't have a chance, but I really like. Hai, mă, nu vrei să ceva? Hey you. Could be fun. Ok,
Hai frate, vreau și să am viața full. Și ce, las-o baltă. Mă duc la treabă. Glass House. Ok, pot să fac și misiunea asta. Salutare, domnul Bețiv. Hopkins. Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, ce om, bă. Ce om, măcar puteai să-mi dai și mie o gură, nu mureai. Oh, dar știu că te pricep la asta, tătică. Mamă, cum a dat-o pe gâjegul. Are you gonna be all right, sir? It's that pompous ass Patrick. Iar ăla, ce a mai făcut? Why? He keeps calling me a drunk. Ce surpriză, nu așa cum să te zic el ție că ești un bețiv. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with. And then really give them something to complain about. The treacherous Machiavel, I love it. Good. Ok, îmi place cum gândește Jimmy. Deci chiar îmi place cum gândește. Doamne. Bun, deci trebuie să mă duc unde a zis. La parcare, cred. Bun. Ajung imediat. Chestia asta, unde mă duce? What? Stai, stai, că chiar sunt curios. Oh! Serios? Asta e... Ok, asta aparent este o altă ieșire. De care eu, dintr-un oarecare motiv, nu știam. Ok, trebuie să-mi pun skate-ul și să mă... agăț de mașina tipului. Imediat. Imediat. Haide. Gata. Poți pleca oricând. Nene. Bă. Gogule. Salut. Bă, nu plecăm și noi. Bine, hai că mă duc la mama naibii și te las să pleci. Bă. Serios, acum, nu pleci și tu. Hai, vrum, vrum, pleacă, uși! E timpul să pleci acasă, draci, ok? Știu că îți place să stai la... deci la totuși. Hai, pleacă! Ok. No, nici măcar nu... cum să zic, acest nu este un bug. Ah, știi ce, mă duc să-mi văd de treabă. Mă duc, pot să mă culc și o să mă duc și o să fac din nou misiunea când o să mă lase, pentru că aparent cu chestia așa de buguită. Ok, you lost Mr. Hattrick's car. Păi da, bineînțeles, în pula mea n-ai văzut, știu că nu se mișca de acolo. Hai că mai mergem o dată, posibil să mai mă lase să... ok, nu mai mă lasă la ora asta, trebuie să... am voie să intru aici. Opa, opa, bă, trei misiuni, holy fuck. Ce, doamne, iartă-mă. Și nu că trei misiuni, trei misiuni în sensul că... mai, deci am trei misiuni de făcut. Oh, shit, și... da, ok, clar o să fie un episod destul de lung. Și pun destul, vreau să zic că foarte lung. Ok, hai să văd. Bun, pe aici o eu am pe aici o posibilitate să mă duc, uite, așa. Și pe aici ajung direct la Townies, în partea aia. Puteam să fac totuși challenge-ul întâi. Dar mă rog, vă dați seama că tot o să ajung eu pe acolo, deci nu e așa mare problemă. Stați așa, totuși. Mă uit și pe aici în caz de orice. Știți, aș putea să găsesc chestii precum chestii colectibile și chestii gen tranzistorul ăla pe care îl caut de ceva timp chiar. Așa, mergem, n-avem stres. Trei misiuni în partea aia, holy shit. Vreau să salvez întâi acolo.
pentru că ne, cine știe când o să am nevoie, adică sunt 3 misiuni acolo de făcut, 3 libro. Și sunt cam de făcut seara, ceea ce e puțin cam nasol, având în vedere că eu în partea aia orașului nu prea am ce face. Ok. Stați așa. De fapt stai. Salvez aici. E, uite, ăla, cum se numește radio, poate dacă îl sparg? Ah, ok. Știți, mă gândeam că dacă îl sparg eventual, efectiv, la un moment dat, o să îmi permită să îl iau și să-l folosesc pe post de tranzistor și chestii. Salvăm. Sunt curios chiar ce progres am mai făcut. Wow, 1%. Bă, nu știu, m-aș culca. Hai că mai apuc să fac o misiune. Hai să vedem ce avem pe aici. Avem așa. Smash it up, the collector sau mailbox Armageddon. Hai să mergem la mailbox Armageddon pentru că sună de parcă s-ar termina mai repede. Dar știi faza e că... Nu, hai aici. Hai aici că e mai aproape. Smash it up! Și chestii. Hello, Zoe! Știți faza că eu trebuia să le termin pastea înainte de... Deci call și chestii. Înainte de final, pardon. But apart from that, nothing. Oh, okay. Good. Why don't we play a little game? Come on. By older men, I hope you don't mean Mr. Burton. Hey. Okay. Enter the warehouse. Bun. Mi-am luat degeaba skate-ul. All right, Jimmy. Here we are. A warehouse full of expensive looking junk. It makes it much more satisfying that all this is Spencer shipping. Wait, isn't Tad's last name Spencer? Yup, and now we're gonna play a little game. Whoever smashes up the most stuff wins. Oh, okay, deci trebuie să distrugem chestii. What the fuck? Okay. Ok, televizor, ăsta ar trebui să fie destul de scump. Acvarii, chestii. Nu te pui tu cu mine la așa ceva, domnișorică. Ok, chiar nu pot să sparg astea? Oh, bun, perfect. Mă duc sus. Am luat un avantaj destul de consistent față de ea. Pentru că, uite, pe aici sunt niște chestii care par valoroase. Le-am văzut data trecută, sunt niște statui. Uitați-le, partea asta. Opa, opa, stai că se apropie, nu e bine. Bă. Nu că doar se apropie, ci m-a și cam bătut momentan. Stați așa că am camera prost pusă. Bun, să mor tu că chestiile astea nu valorează decât atât. Deci tu vrei să-mi zici că eu chiar efectiv am venit aici degeaba? Uai. Bine, știi ceva? Ia las că eu mă duc jos și văd de treabă în continuare, pentru că pe aici mă descurcam. Da, tot o bat pe Zoe la jocul ăsta. Dar hai să fim serioși. Trebuia să... Frate, erau d-astea, cum se numesc? Erau chestii valoroase. Trebuia să valoreze mai mult de atât. O măsuță... Niște fotolii. Mamă, deci... Ia gândiți-vă că practic ăștia au făcut... Noi acum am făcut pagube de... În curând $4,000. Holy shit! There's more stuff to smash on the second floor. Ok, deci... Putem să spargem chestii și de pe aici. Cum ar fi cutii. Sau... Chestiile alea de care v-am zis eu. Ok, faza e că o întrec deja la $1,000 aproape. Și
și... Holy fuck! Nu că și revine, nu că și revine, că nu, 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 nu-i permite să-și revină. Wow, ok. Chestiile astea au costat ceva. God damn it, mamă, ești nebun. În ce hal de pagube facem noi aici? Acolo e, te referai tu. Le spargem și florile. Iar m-am îndepărtat la $1000 de ea. Și bă, acum nu cred că mai mă bat, dar totuși. E pașa pentru mine. Mai mă distrez și eu puțin. Oare pot să sar acolo din prima? Stai așa. Nu, nope, nu! Nope. Cred așa ceva. Mine! Those are mine! Așa, 3000, holy shit! Deci, vă dați seama? Pagube de $6000, holy fuck! Când o veni ăla și o vedea că... sau că am dus pe pulă $6000, nu cred că o să fie prea fericit. Haide, da. Stai. What? Stai că pot să distrug astea! Perfect! Și nu știu ce îmi dă, dar... aparent dacă le distrug... nu știu dacă am timp să le distrug, bă, toate... Nu, n-am timp. Dar o să mă întorc aici. Ok, am câștigat. Dar tot trebuie să mă întorc aici pentru că, frate... dude, holy fuck! Nu contează. Am câștigat, tu ai pierdut. Ha, eu sunt mai șmecher. Ok, și am câștigat și $60. Holy fuck! Mamă, deci deja 12. Ia stați așa, unde erau alea? Cred că în partea asta, cred, nu sunt sigur. Da, uite aici. Hai să le spargem. Edna Mask Unlocked. What? Serios? Ok, deci pentru... o, da, asta cum se numește? Pentru că am spart 19... hai să ajung să mă culc, că deja e prea târziu și nu mai pot să mai fac nicio misiune. Pentru că am ajuns să sparg 19 de-astea, 19... mama lor... cruci... pietre funerare, 19 pietre funerare, pentru că am ajuns să sparg 19 pietre funerare, am primit o mască de Edna. Holy shit! Hai să vedem. Ok. Efectiv nu mai mă lasă să fac acum decât o singură misiune. Mă duc direct acolo. Sunt curios ce oră o să am. Dacă am artă, mă duc tătică și fac artă. Dacă n-am artă, mă duc și fac challenge-ul de la Jox. Dacă și pe ăștia, și dacă și challenge-ul de la ăștia implică doar să-i bat... cam degeaba faza. Hopa, asta e așa. Hello, Zoe. Watch it, Buster. Sup? Que pasa? You know, you smell really nice. Hai, frate, chiar nu vrei să-mi dai nimic, știi ce, lasă-o bată. Eu îmi văd de treaba mea. Aproape 9. Opa. Ai grijă unde spui coaja de banană. Eu o să-mi văd pe aici de treabă, se apropie ora. Parcă și vezi că am artă și mă duc înapoi. Mai știi ce ziceam? E, oricum mă duc cu skate-ul, deci nu o să dureze așa de mult. Da chiar! Ar trebui să încerc să urc cu skate-ul, știi, să rampa aia. Deci, eventual, după ce fac asta, după ce fac prima oră și nu mi-apare nicio misiune și apuc să fac și chestia de la Jox, challenge-ul de la Jox, și tot nu mi-apare nicio misiune, o să încerc să mă urc cu skate-ul pe aici. Știți, gen, fără să cad.
Cam nasol, cam greu, dar se poate face. Uite, aici e aproape imposibil să te urci. Bine, până aproape imposibil, vreau să zic că e deja chiar imposibil. Bun, ora de artă. Hai să terminăm. Știți, aș putea de fapt să mă duc la ore, numai ca să treacă timpul în caz că e ceva, ca să vină mai repede seara, să... Hai, start. Bun, am scăpat Doda aia o perioadă. Atât că o să-și revină la un moment dat. Vedeți? Hopa, 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 hopa! Nu, 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 nu! Bun. Uite, chestia asta oprește timpul. Perfect. Perfect, cred că am terminat. Ok, n-am terminat, dar nici mult nu mai am. Și acum pot să mă feresc de cum se numește. Gata, am terminat și ora asta. Mai avem... încă două de artă, dar nu știu dacă am nevoie neapărat să fac. Bun. Job well done. Speram și eu să-mi dea bonusul ăla ca să pot să surfez de telefon, să-i dau gift-uri și chestii. Bun. Și nu, apare momentan numai pe aia o am, am posibilitatea după să mai fac eventual niște... Auzi, stai puțin. Ce chestiuță aia? Ok. Nu-mi dau seama ce e chestia albastră care apare pe... Holy fuck. E un isâh care apare pe hartă. Ce ți-ați văzut-o? Mă gândesc că poate e un tranzistor. Poate mi-arată că acolo e tranzistorul. Dar nu cred. Bun. Hai la jokes. Și după jocs mai avem de făcut încă vreo 3 misiuni, mai avem misiunea cu mașina pe care n-am putut să o facem pentru că și-a luat-o la friz. Opa. Și mai sunt cele două misiuni în partea aia la Townies. Ok. Hai să vedem. Jocks Challenge. Hey, only athletes are allowed in here. Whatever, I'm better than any of you losers. Oh yeah? How about we beat you in a game of dodgeball? Serios, fai de dodgeball. Te rog, măcar să-mi spui controlele, că nu le mai am și holy fuck. Ok, deci, măcar știu că începem cu Y. Ah, fuck. Pe cât dăm pas? Ok. Perfect! Bun! Am reușit asta. Am reușit 1-0. Trebuie să-i mai bat o dată, cred. Hai că reușesc eu să iau mingea. Perfect. Oh, shit. Încerc să-i prind... Ah, cred că am terminat cam prost acum. Nu cred așa ceva! Algi, idiotule! Deci pe mine tot lomacii ăștia mă bat, mă. Wow, ok, 1-1.
Bun, hai că pot să-i bat, pot să-i bat. Meciul ăsta o să fie al meu. Tura asta o să fie a mea. Haide, 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 haide. Bun. Perfect, gata. Ai mei sunt. Oh, tătică! Gata! A mine, am eliminat pe toți trei și de la mine nici măcar unul n-a fost dat afară. Ok, you won. I guess you can use the clubhouse. Thanks, I'll be sure to visit you often. Bun, acolo le pot folosi și clubul. Chiar aș vrea să văd ce e pe acolo. New save location unlocked. Ok. Și da. Acum nu mai am decât să aștept până seara când o să pot să mă duc să fac și misiuni. Sau eventual să mă duc la vreo oră de la prânz. Nu știu exact ce să fac. Ok, pot să salvez aici. Cantere, chestii, radio, lucruri. Vă dați seama ce caut eu acum, nu tranzistorul? Să te adraci, dacă știu. Dar mai putea să fie. Ne-am gândit că mi-amintesc că am găsit un tranzistor, parcă la... la ăștia, la doamne natale, doamne, la tocilari. Ok, să vedem ce ora avem. Avem ora de... chiar avem ora de sport. Care are loc aici și aproape. Deci, hai să mergem. Ok, deci... am făcut, cred că, la ore, dar m-am plictisit. Adică nu că m-am plictisit. Deci, cred că o să fac la ore în episodul ăsta. Cât n-am făcut și... stai, ce? A, da, corect, aici trebuia să mă duc, mă schimb. Da, deci am făcut la ore... și o să mai fac la ore când am făcut tot jocul, cred. Iar jucăm dodgeball, iar jucăm dodgeball. Iar joc eu cu tocilarii, iar joc eu cu tocilarii. Da, nu-i bai, îi batem. Ok. L-am luat. Și pe ăsta. Lol, s-a lovit mingea de tipul care încă nu ieșise de pe teren. Mi se pare că și eu când a fost cu Jocks Challenge am făcut, mi-a făcut o algi, o fază asemănătoare și hopa. Nu, călările mi și pe ăsta imediat. Mă dau mai în spate. Oricum, cred că am câștigat direct. Da. What? Haide, Jimmy! Câștigă! Du-te! Așa e, Algi. Dacă tot mi-ai pierdut runda acum, măcar să-mi câștigi acum meciul. Bun, mai am o singură oră de făcut de gimnastică, care probabil o să fie wrestling, din nou. Adică, mă rog, bătaie chestii și hai să vedem. Ok, acum sunt mai... trag mai bine. Hey buddy, what's going on? What's crack? How's it going? Working out 4 hours a day is worth it. Bun. Acum pot să fac și o oră. Și după aia o să mai am încă 2 ore de făcut în partea aia la Townies și da. Nu știu câte ore de fapt mai am. Am 2 cel puțin de făcut acolo, știu sigur. Probabil că numai 2 mai am, nu sunt chiar așa de... adică nu știu, nu sunt sigur, habar n-am. I don't know, frate, deci... sunt în momentul ăla... în care mă gândesc, mamă, câte aș fi ratat din joc dacă nu făceam episodul ăsta. Foarte asta, hai să încerc. Oh! Ok, fii atent. Fuck, bro. Ok, să zicem.
Deci aș putea să o fac așa. Dar, mă rog. Știi, de fapt, cred că nici nu prea ai cum. Nu știu de ce mai mă chinuie, dar mă rog. Hai să mergem la Hattrick, la, nu, la Galloway, parcă. Știu că era Hattrick versus Galloway. Și dacă Hattrick e tipul cu mașina, adică ăla negru, înseamnă că ăsta e Galloway. Hai că nu ne mai uităm o dată la asta, că l-am văzut. Mergem la parcare. Oh, stai. Hello. Ok, deci pe tipul asta nu cucerești fără flori. Mă rog. Oricum HP-ul pe care o să-l primesc de la sărut acum e destul de mare. Adică, de știu, 75%. Băi, stai. Frate, vreau să văd animația. Ah, doamne, câte buguri. What? What? Ce-am făcut? Stai! What the fuck? Ce-am făcut? Hey! N-am făcut nimic! Bro! Mi-a dat cu florile în cap! Man! Nigga! Dude! What? Frate, chestia asta nu merită. Opa. A, uite că acum a plecat cu mașina la IBM. Haide. Așa. Chiar și eu controlorul jos, pentru că bineînțeles acum trebuie să stau, să se ducă omul cu mașina la el la casă, pentru că da, nu puteam pur și simplu să urmăresc. Okay. Nu e ca și cum eu merg mai repede cu skate-ul decât el cu mașina, dar mă rog, asta nu contează. Bun. Da, bine, înțeles că mai acordă și prioritate pietonilor care nu trece niciunul, deci nu trece niciun pieton, dar el acordă prioritate pietonilor care trec. Da. Că de ce nu? Holy fuck, man. Bă, dar știu că stai departe. Bă, măcar conduce bine omul. Camel cu da bine. Așa. A, perfect, am ajuns. Așa. Hopa, 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 hopa. Destroy as much as you can. Ok, deci trebuie să... trebuie să distrug cât de mult pot. Ceea ce nu pot să zic că e rău. Hai să distrug și eu cât de mult pot până nu vin polițiști. Ăștia, mă rog, da, polițiștii. Că după aia au bucambele. Da, dar nu sunt eu acela. Nu pot să distrug canapeaua. Ok, nu pot să-i distrug canapeaua și aparent ăștia chiar vin după mine. I've done nothing to deserve this, ești sigur? Ok. Hopa. Stai că chestiile astea valorează destul. Mai și poliția? Că de ce nu? Frate, stai. Poți, te rog să... Oh, ăla vrea să dea în cum se numește? În vazele cu flori, mă. I see. Trebuie să cam fug o leacă. Bun, mai am câte ceva de spart. Ok, sunt pe roșu deja. Ceea ce e super, pentru că nu mai am chiar prea mult. Asta așa, pot să lovesc mașina. Ok, fac praf mașina. Hopa, hopa, nu. Căcat. Sper că știi ce înseamnă asta, nu?
Că dacă mă prinde, dacă mă prinde cineva, am belit-o, că sunt mâncat. Uitați-vă și voi, sunt pe roșu acum. Pe roșu, nu la ce ar fi trebuit, la... Doamne, cât dai iurea sună asta. Căcat, căcat, cred că m-au prins, cred că m-au prins, cred că m-au prins, nu m-au prins, nu m-au prins. Nu m-au prins, nu m-au prins! Wow, cum sună chestia asta. Haide. Deci apăs ca disperatul aici, ok, nu m-au prins, gata. Gata, a scăzut chestia. Mă duc să mai dau în mașina aia nenorocit-o leacă. Și deja e târziu. Mai trebuie să sparg, mă, mult. I-am făcut praful ăsta mașina. Praf! Uite și tu. Și... Mă rog, nu cred că se compară cu cele 6.000 de dolari făcute praf. Știți, la tipul acasă. Bun, 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 gata, acum pot să plec. Acum e suficient. Oh, shit, m-a prins. De fapt, nu, stai, că e bine. Pentru că dacă eram în situația, dacă eram mai devreme, știți, când eram căutat și eram în zona roșie și dacă m-ar fi prins o beleam grav, da. Ok. Stai așa, am scăpat, luăm repede autobuzul. Te-am pupat, domnul Hattrick, am plecat acasă, mă rog, de fapt, la școală. Bun, am făcut și misiunea asta. Mai am încă două misiuni de făcut. Pe hartă. Cele de la Zoe, din partea aia, de la Townies. Oi, ok. Să vedem, ar trebui să mă culc în pana mea. Dar atunci nu știu dacă... Nu, 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 doamne. Nu știu dacă... Nu, nu o să mai am astea dimineață, deci nu o să mai am misiunile. Dar nu cred că se supără nimeni, adică ne... Ok, deci vă cam deja o cameră foarte și mică, uite să fie câte chestii am pe pereți. Da, drăguț. Hai să vedem ce... Ce oră urmează? Nu, adică eu în momentul de față trebuie să fac ore ca să se ducă timpul mai repede. Stai așa. Ah. Na, deci e clar că nu pot să... N-ai cum să faci asta, deci... Și dacă te duci... Cred că poți te... Ia stai. Nu. Cu toate că trebuie să recunosc că... Îmi place cum arată skate-ul. Ops. Am încurcat butoanele. Doamne, deci am luat la căzături cu Jimmy cu skate-ul, cât n-am luat toată asta. Opsie. Ora de biologie. Da. Ceva îmi spune că o să ratez ora asta. Adică, hei, biologie, ați văzut că abia am reușit data trecută. Mă rog, las-o baltă, nu mai mă chinui. Ioi, facem și biologie, god damn it. Sunt curios ce mai disecăm acum. Un pește, un fucking pește. Really? What? Ok, trebuie să-i tai ochiul peștelui, really? Patience, Hopkins. You can't rush. Doamne ferește. Doamne ferește, trebuie să tai ochiul la pește.
smells great. Ok, hai că aici tăiasem o dungă destul de dreaptă ca lumea. Nu cred că o să... Nu știu dacă o să termin neapărat. Holy fuck. De ce? Astea sunt branhile? Mamă, ești nebun cât de multe puncticele au. 46%. Ok, dacă o să merg ca până acum, cred că o să termin și ora asta de biologie, ceea ce ar fi super. Ar fi super bine. Oh, damn it. Deliver ficatul, care pe ăsta e. Hai că măcar asta știu și eu cum arată, cum ar trebui să arate. Bine, nu la pește, nu știam că peștele are ficat, dar mă rog. Frate, deci în fiecare zi afli chestii noi. Pește cu ficat. Ficat de pește. Să faci, deci aș vrea să mănânc poate din ficat de pește. Să cer și stomacul, care e care? Ăsta? Pentru că ne, era altă culoare. Să te duci și să ceri și tu la magazin pate din ficat de pește. Ce are? Ar fi super. Doamne. Ok, te rog, a, asta e gata, am terminat și ora de biologie. Excellent work. Sunt curios ce dracu mai deblocăm de la biologie. Pentru că ne, astea sunt niște căcaturi. Bass hat. Bass hat. What? Ok, deci what? Las-o baltă. În fine. Hai să vedem ce mai avem de făcut. Așa, bă, nici nu rămăsesem fără spațiu în PC la cât am filmat din episodul ăsta. Holy fuck, și deja am ajuns pe la vreo 50 de minute. Mai am ale două chestii și știi, chiar aș vrea să ajung să văd ce e cu... De fapt, cred că acolo stă Zoe, dar nu sunt sigur. Habar n-am. Mate, n-am făcut și nici geografie, respect, am 100% de peste tot. Da. Ce pot să zic, drăguț? Așa. Acum ce aș putea să fac? E ceasul 12. Am făcut toate challenge-urile. Și putea să mă duc să fac o cursă, să mă duc la carnaval și să încerc să fac rost de scooter, nici nu știu. De. Cred că mă duc să-mi iau bicicleta. Și după aia mai văd eu. Trebuie să aștept până seara ca să pot să fac cele două misiuni pe care le mai aveam de făcut. Hello. Da. Ceau, bă, Russell. Ce e asta? Da, bravo. Avem aici și o pungă cu marbles. Da, chiar sunt curios, oare, dacă arunc chestia asta la Russell? Ne, lasă-l. Really? Știi? N-aș putea să fac ceva de genul, să fie pași plin. Și când trece cineva... Of, ce frumos a picat. Hopa, bă, 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 stai. Da, las-o, baltă, n-am chef să mă bat cu el. Muzică. Sau poate am chef să mă bat cu el. Hopa, bă, 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 stai. Ce dai în halul ăsta? Ok, l-a prins... Tipul... Da, chiar... Știi ce n-am încercat? N-am încercat niciodată să bat un tip de ăsta. Să-l fac, știi, praf. Cred că am reușit. Ok, am reușit să-l fac pe unul de ăsta să fie inconștient. Și acum mă pun aici pentru că ăla nu poate să urce după mine. Și o să mă uit la el, ia cheia. Poate să urce, lol, what the fuck, de ce am avut impresia că nu poate?
Opa. Nu că dacă mă las prins mă duce la muzică, bine, n-ar fi mare lucru. Dar frate, totuși tipa, e tipa, deci... Oh, shit, m-a prins. Nu l-am văzut. Mă rog. Cam nasol că am fost prins de urât la statistici. Mă rog, hai să terminăm și cu muzica. De fapt, mai bine mă duceam... De fapt, stai, trebuia să mă fi dus la muzică pentru că săream peste timp. Și astfel puteam să mă duc mai repede și să fac... Da. Las-o așa, haide. Oh, cum se numesc chestiile astea? Serios, nu știu ce sunt chestiile astea, dar mă amuză teribil. Ai, ariba, ai, ariba. De ce mi-aduc aminte chestiile astea de Mexic? Până acum le-am făcut pe toate perfect. Am o întrebare, dacă nimeresc una good, dar în schimb le ia pe toate perfect. Se pune ca și cum l-aș fi făcut 100% sau trebuie să le iau pe toate perfect ca să am 100%? Trebuia să fi ratat una, gen să fie doar good, nu ca lumea? Mă rog. Next. Continue. Chestii. Bun. Am band t-shirt și... Op! Stai că putem să facem și aici oda asta, cum se numește. Here's to you, Miss Phillips. Hopa. Ok, chiar mai sunt de-astea. Jimmy, you've interrupted me. Oh, sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure, take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be... What? Dacă vreți să știți ce înseamnă să fiu... What the fuck? Hei, uite, i-au scos latura artistică lui Banana în... știți, a lui Banana. Hai că știți Banana. În evidență. How do you mean? When people do things. Incredible things. What the fuck? When people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jewelers, not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry! Ok. Nu înțeleg de ce era tipul ăla care stătea și asculta. Bine, mă duc să ți le iau, ce naibii. Stai, sunt curios de unde sunt. Wow, ok. Să mă duc? Ne, mă duc așa. Mă duc cu ăsta, cu cum se numește, mă duc cu skate-ul. N-are rost să iau bicicletă. Cu toate că aș fi putut să-i cardesc bicicleta tipului, dar nu mai contează acum. E ok, chiar e ok. Ah, da, bravo. Nu puteam și eu să nu intru în iarbă să mă încetinesc? No, cum să fac eu așa cea? Bun, apare numai de la numai de astea de haine avem de luat. Ok, uite, e rochia. Orchestrul e drăguță. Și roșii. Îmi place roșii, chiar dacă nu pot să zic că e chiar culoarea mea favorită. Îmi place mai mult albastru. Hai mă, serios, a luat-o la ultima bicicletă de acolo. Băi, ce oameni. Mă duc cu tot cu skate-ul. Bă, să-mi bag piciorul de când se... Oh! Wow, 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 stai, cineva cu mașina tocmai a lovit una de pe stradă. Drăguț, eu pot să zic. Așa. Așa.
Hai că nu mai e chiar așa de mult. Bă, da, ăștia se mai chinuim. Bă, ăștia mă aleargă de... Oh, am înțeles, ăștia vor să mă oprească să iau ce am de luat, dintr-un oarecare motiv. Asta explică multe. Nails and Beauty, ok, deci asta nu era, era să stai parfumul. Să-i fac praf pe ăștia sau să-mi văd o treaba mea? Opa, stai așa, deci aici chiar e tot de haine. Și ce avem de luat? Colierul. Capa. No, mergem cu asta. Cum ziceam, ăștia n-au fost și în stare să pice până acum niciuna. Dar nu-i problemă, eu nu mă plâng chiar așa de rău. Poate că mi-aș fi plăcut puțin în competiție, dar merge. Să fie bine, să nu fie rău. Bun, mergem, ducem astea înapoi. A, bun, acum găsește asta. Acum găsesc și o bicicletă. Mai mă urmăresc că ea? Nu știu, sincer, nu-mi pasă. Cred că am scăpat de ei. Ah. Ok, eu o să o lăsăm așa. N-am făcut nimic. Nu mă bag, man, n-am fost eu. Ok, poftiți, doamnă. Here you go. Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh, man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh, man, this is gonna be great. Hey, Jimmy, what are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah, well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me, of all people, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. What? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, frate, tipul ăsta pare că e trez de data asta. Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? What do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Ms. Phillips. Ce drăguț. Ah, man. da, ce pot să zic? Păi, bravo profului de engleză și profei de artă. Serios, mai pot să mai fac încă o misiune? Galloway Away, ok, încă o misiune. Aici, wow, și acum. Hey, Miss Phillips. Hey, Jimmy. So what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but... Sometimes when grown-ups get upset, they respond in the wrong ways and, well... small problems get bigger, and that's really the thing about being an adult. Miss, I'm not five. My mom's been married 5 times, and I've been expelled from 7 schools. Yeah. He's a drunk. Stupid man couldn't control himself. Damn him! I love him. Okay. Interessant, pardon. Guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out. If only someone could get in there and tell him to get out, I'll take care of him. Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told him not to let me in. Said I was a bad influence. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. Okay. Meet me near the asylum tonight. I'll be there. And Jimmy? Yes, Miss Phillips? It's Ms., not Miss. Oh, right. What?
Travel on the observatory tunnels. Kappa. Bun. Vai de capul meu. Da, știu că am avut ceva treburi nerezolvate. Stai, nu pe aici. Sau poate? Nu, nu, clar nu. Damn, nigga, damn. Ok. Eu chiar vreau să văd cum n-ai de ajung eu acolo, dar mă rog. Adică nu-mi dau seama după hartă unde ar trebui. Cred că îmi dau până la urmă seama. Stai. Pe aici. Și apoi pe aici. Așa. Nu înțelegeam pe unde ar fi trebuit să ies. Ok. Așa. Stai, ce-am luat? Am luat ceva de jos. Nu, inventory. Mă rog, las așa. Hello. Meet Mrs. Phillips near the asylum, pardon. Doamne, deci l-au prins pe ăștia și l-au băgat la... unde n-ar trebui. Jimmy, I'm glad you made it. Please hurry and try to talk some sense into him. I'll be waiting for him at the asylum gates. Don't worry, miss. Thank you so much. Okay. Find the way onto the asylum. Bun, deci intram pe unde am intrat și data trecută pentru că am mers și chestii. Și n-are rost să schimbăm acum ruta. Ok, god damn it. Ah, chiar aici trebuia să ajung. What? What are you doing? Let's be friends, but don't anger the watcher. Trebuie să distrug chestia aia fără să fiu văzut. Ce de drăguț. Ok, o să mă duc după el. Sunt curios dacă tipul chiar o să ne ajute cu ceva, stai. Opa. Că deci pe aia trebuie să o distrug, de atât că e asta în partea asta și nu pot să plec. Asta e așa. Ce e acolo? Cărămidă. Ah, fuck. Stai, what? Man, the last thing we need is some sort of watcher stampede again. No, capa. Acum decât trebuie să ajung înăuntru fără să mă vadă cineva, ceea ce o să fie interesant. Sunt curios dacă ăsta mă vede de aici, în ochii nu m-a văzut. Oh, fuck. Stai că nu e bine. Așa, hai că am putut să scap. Bine, cred că și fiind noapte, nu prea mai au vizibilitate așa bună, pe cât ar fi trebuit. Sneak to the asylum and find Mr. Galloway. Kappa. Oh, shit. Bun. Iar am ajuns aici.
Ăia se ocupă de un nebun acolo, oare pot să trec? Ok, pot să trec. Ok, nu mă văd, nu mă văd, m-au văzut. Am reușit să intru? Ok, am apucat să intru. Oh, God! I am pathetic! Hey, Mr. Galloway! Go away! I don't want to have another group therapy session with those people. If I have to pretend to be someone's mother one more time, I'll... Oh. Hi, Jimmy. What on earth are you doing here? Ms. Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Oh, I can't right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic. I've discovered okay. I really do hate myself. Patrick was right. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hattrick win. Okay, Jimmy. Bun, am reușit să-l facem să scape. Jimmy, I really appreciate this. Thank you. Me too. I am so happy to have my galley bear back. Galley bear? $60, cred că deja am trecut de $1000. Holy fuck, vă dați seama ce înseamnă pentru un puști de vârsta lui Jimmy să aibă $1000 în buzunar. Holy fuck. Oh, Doamne, încă două. Ok, hai să vedem. Cred că mai apuc să mai fac cel puțin o misiune cu tipa aia Zoe, pentru că hai să fim sinceri. Mai mult ca... Chiar m-am lovit. Ok, m-am lovit. Hai să fim sinceri, mai mult ca sigur. Cu Zoe o să fac acolo misiuni. Stai, what? Mai țineți minte când am lăsat bicicleta asta aici? Nici eu! Dar holy fuck, nu mă plâng. Ok, chestia asta chiar se mișcă repede. The Collector, ok. What the fuck? Very funny. I'm sorry. Did I hurt you? I'm sorry. Aha! Now, we're even. Aha! My nose! How you doing, Clint? Me? Just fine. Clint what? Top of the world! Yeah, I can see that. You seem really balanced. That's what my shrink said. Then I headbutted him, like this. Whoa, okay, man. Alright, buddy. Okay, it's just like Clint. Don't you? You think I'm a joke, huh? No, man, relax. You want me to headbutt you? You want to fight me? Because I'd really like that. Come on, man, we don't need to fight. Okay, stai puțin mai dement ca rasa. Really? Atât că nu ești de masiv. Then get me a bike. I want a bike or I want to fight. All right, I'll get you a bike. Wait here. A bike. Okay, trebuie să mă duc să-i fur o bicicletă. Still a bike for Clint. Stați așa să văd care e mai apropiat. Ah, chiar ăsta era. Tai, trei trebuie să fur! What? Bro! N-am altă treabă de fur decât... nu trebuie să... Deci n-am altceva de făcut mai bun decât să fur biciclete. Totuși, frate, am și eu... Nu știu cum să zic. Mândria mea de... Om, chestie. Ok, hai că-l fur. O fur. Ok, mă duc în fața lui. Hop, bă. Bă, nene, mă. Opa. Stai așa că nu e bine. Și sincer, aș crede și eu că... chestia asta nu e normală, draci. Că trebuie să scap întâi naibii de poliție. Adică furt și... ce... Ah, shit! Ok, gata, măcar nu mai vine poliția după mine.
S-au răzgândit fix la fix, fix când am picat ca dobitocul. Ok, destul de târziu. Stai, tipul chiar a fugit după mine. What? Ok, o bicicletă. Încă 3 biciclete mai am de furat, holy fuck. Ok, uite una aici. Hai că fug, 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 fug. I'll take that. I can't wait to drive an SUV instead. Stai, asta n-a fost un adult sau ce? Că nu înțeleg. Ok. Marele Clint, îți dai seama. Hoțul de biciclete. Încă una. E una aici aproape. Oh, uite-l. So much stuff just lying around. Perfect. No! No, 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 man. Nu, că ăsta a fost și ghinion, deci mă jur că a fost și ghinion. Ok, lasă, colectorul o să-l facem data viitoare. O să încerc pe cealaltă. Ok, sunt două aici, una după cealaltă. Să înțeleg că nu mai vedem pe Zoe sau o vedem? Habar n-am. Mailbox Armageddon, ok. What are you doing, school kid? Why do you care? Because you don't belong around here. Says who? Me! You? Uh-huh. You think you're funny? Oh, okay, deci asta trebuia să fac prima dată. Damn straight! You're awesome! Do that again! I'm crazy, rich boy, crazy! And you are starting to annoy me. I'm not rich, I hate the rich kids. Not as much as I do. I really hate them. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because I am. Okay, fine. You're crazy. And someone's gonna get hurt. I don't doubt it. Those rich. Ok, deci asta trebuia făcută prima dată. Deci poate că, nu știu cum zic, cumva universul a complotat împotriva mea ca să termin misiunile în ordinea potrivită. Fuck, ah, am apăsat din greșeală. God damn it. Ok, oricum. What? Oh, fuck, stai, trebuie să distrug 20 de d-astea, oh god. Ceea ce nu e prea drăguț, adică, mă rog, am timp, e pe timp. Și știi, chiar urăsc astea, gen, misiunile pe timp. Dar, până la urmă, totul a mers bine. Am ajuns așa de departe, am făcut aproape toate misiunile, adică nu, da, aproape toate misiunile. Încă nu le-am făcut pe toate. N-am și mai vagă idee cum să găsesc totuși chestia aia. Mă, știți, cred că până la urmă, deși nu prea îmi convine să fac asta, am să las... deoparte, cum se numește... chestia aia, știți, de care ziceam, tranzistorul. Pentru că n-am și mai vagă idee unde să-l găsesc. Deci în cazul în care nu-l găsesc random așa, pe ultima sută, și uite și un om de credere, dar nu mai stau acum. Opa. Oh, shit. Ok, gata. Am reușit să scap. Că nu, deci am reușit să-l pic acolo din prima. Că dacă nu-l picam din prima, era cam urât. Da. Vă dați seama să stau să pic asta cu poliția după mine. Cum fac acum? Ceea, deci știi, pentru că tipul ăsta... Oh, shit. Pentru că polițistul e după mine. Ok. Aici a picat el pe jos, sau pardon, a obosit polițistul, că dacă nu mi-era cam urât, adică... Oh, shit. Ok, stai, tocmai am dat cumva un picior câinelui, s-a dus dracu. Da, eu cred că asta am făcut. 16, 17. Încă puțin.
18, 19 și 20, asta este ultima. Op! Da. Gata. You know, you're all right, kid. Glad you think so. De ce avea o cărămidă în mână? Ok, toate ca toate, de ce avea o cărămidă în mână? A, domnul polițist. Bă, mă duc acasă, mă duc la școală. Aș sta aici, dar stau degeaba, adică la școală măcar mă duc și fac orele alea. Bun. Știți, adică măcar fac orele care mai sunt de făcut. Da, frate, deci eu la ora asta e afară și pognește peste tot și de fapt aruncă cu ce dracu arunca el în dormitorul nostru. Și eu aici de față, care nu stăteam decât acolo, pur și simplu, știi, seara, și tot după mine vin, nu? Ok, când sunt curios cât la sută. 58, wow, deci încă puțin și aproape că facem 10% din joc doar în nenorocitul ăsta de episod, doamne. Bun. Hai să continuăm. Ok, oh, stai că mai avem, încă n-am terminat. Mai avem o misiune. Cheating time. Imediat vin. Stai, cheating time? What? Asta nu e bine. Mr. Galloway, should you really be doing that? Oh, Jimmy. No, I suppose not, but life is unfair. You promised Ms. Phillips. Oh, God. What kind of world do we live in where I get punished for a minor indiscretion and Hattrick gets away with taking bribes from his pupils? He does? Yes. He sells advanced copies of tests to the sons of his rich friends and nobody says a word. Wait, what rich friends? Well, Darby Harrington for one. I can't believe he's selling tests. What if I got evidence of him doing this? Then I'd never need to drink again. All right, let me see what I can do. Trebuie să mă urc pe acoperișul chestii astea. Dacă mă urc eu acolo. Mă ceau băieții? Nu, am plecat. Ok, de ce am nevoie de pozi? Na, ce vreți, mă ușor pe aici, poate găsesc tranzistorul în greșeală. Do you have my cash? All right, I'll pay. You drive a hard bargain. Shit. Perfect. Am făcut pozele. Go to the school gym, ok. Pentru mai multe evidențe trebuie să mergem la sala de sport acum. Ok, am reușit să fac prima poză, mai am de făcut încă două. Și să dovedesc că domnul, cum se numește, domnul Hattrick sau cum dracul o chema. Opa, e ora de atelier. Da, nu știu ce să zic. Nu văd tensiune. Ok. Hide in the pool stands? What? Jos aici?
stai, nu? Unde? Sus, trebuie să mă duc sus cumva. Oh, pe aici, capa. I see. I sure hope he shows up. I need to get my grade up. Don't worry, he'll be here soon, I'm sure. Greetings. Did you chaps bring the money? Yeah. Do you have the tests? Okay. Money, money. Follow the prep. Trebuie să mă duc după el. Bun, cum ajung eu? Stai, mă duc jos. Și să văd unde se mai duce. Opa, stai că încă am picat. Uite o bută. There you are, sir. Ah, pe aici trebuie să vin. Ok, gata. Am făcut și ultima poză. Incriminatorie. Bun. Hai să mergem acum la Galloway să vedem pe unde e băiatul. Da, 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 uite dracu, stai. Nu pe aici? Ok, apare nu pe aici. Dar pe unde n-ai trebuie să ies? Nu. Better collect this. Sweet. Oh, ok. Da. Eu mă așteptam la asta, cum să nu mă aștept la asta? Ok. Unde trebuie să mă duc? Ah, da, să... cu Galloway chestii. Bun, doamne, deci dacă mai sunt multe misiuni, deja cred că episodul ăsta o să aibă 2 ore. Doamne, trace, what the fuck? Nu știu dacă... nu știu, dar am trecut destul de departe. Children, Dr. Krabblesnitch. Drinking? I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most important lesson we can teach the youth. Is that so? Then you might want to look at these. What's this? It's that fat evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire him. What? You took pictures? And to think I trusted you, Hattrick? Ha. Ha, ha. Ok, bun, deci am scăpat și de nenorocitul ăsta. And as for you, Galloway, there better not be anything to that drinking business. L-am scăpat și pe Galloway, am scăpat și de Patrick. Perfect. Foi. That was easy. Atât. Ha, cred că în sfârșit am terminat toate misiunile. Și am mai rămas decât să mă duc la oră la atelier ca să se ducă mai repede timpul. Și eventual, nu știu, probabil că o să mă plimb puțin înainte să termin ce am determinat. Bun, hai să vedem shop 3. Probabil o să-l pic, nu știu. Shut up and get to work. Okay, sunt gata. Maybe you're just not cut. Okay, ce a fost asta? Am dus-o bine, nu știu de ce. Cred că nu m-am grăbit prea mult. I guess you're not useless. Așa. Good work, Hopkins. Auci, am dus în partea greșită, cademet. Ok, asta e ultima mea încercare. De fapt, ultima mea șansă. Ah, probabil că nu o să-mi iasă, cum am zis. Sincer, chiar nu știu. Așa, am dat și cu chestia de-asta.
have some real skill there, son. Am învârtit o rată, am strâns un șurub și am uns ceva și am mai învârtit o rată și am terminat. Fine. Oho, avem un BMX nou în garaj. Am mai trecut din timp. Hopa. Nu, no, nu mă bag, lăsați băieți să se bată. Ce naibii să mai fac acum? Da. Russell e acolo, mă duc să pun un graffiti, pentru că de ce nu? Never mind, s-a gândit altcineva la chestia asta înaintea mea. Cauci un loc unde să pun un graffiti, perfect. Da, bravo, am nevoie de paint. Bă, păi cred că asta a fost cam tot, deci cred că aia chiar e ultima misiune. Bun. Nu mai mă duc după asta, cum se numește. Stau că mai mult ca sigur o să fie o oră, deci... Nu că mai mult ca sigur o să fie o oră, că o oră o să fie. Ideea e că... Hello. Nu mă, băi. Așa. Dă-i o floare. Ia un salut, ai grijă să nu-ți mai dea cu floarea în cap. Uite chestia din spate cum bubuie. Boom. Așa. Să vedem ce oră urmează. Văd că toată lumea se duce în partea aia, deci da, cred că urmează ora. Da, oră. Fotografie, mă. Ok, facem fotografie. Facem ora de fotografie, după ora de fotografie mergem și facem și noi ultima misiune și cred că o să termin și eu. God damn it. Deci episodul ăsta bonus a durat o groază. Bun, take the photos of the ce? Stai, trebuie să mă duc în New Coventry să fac poze la ce? Da. Da. Poze la câini sau la boschetari în New Coventry. Da. Adică de ce nu? Pentru că e foarte artistic să faci poze la niște boschetari. Da. Sigur. The fuck. Doamne. Eu nu înțeleg pe tipul asta. Bă, măcar știți cum să zic. Reușit să facem tot, adică antena jocul, doamne, deci știți, chiar mi-a plăcut să joc jocul ăsta. Find some hobos and... Ok, trebuie să găsesc niște hobos, niște boschetari și niște câini. Da. O poză. Nu merge să fac de două ori la același tip? Nu merge. Am nevoie de mai mulți boschetari și câini. Mai e pe aici un boschetar? Nu. Vreun câine? Nici. Asta e o parcare, what the fuck, cine ar parca aici? Da, nu mai contează, las așa. Câteodată nu e bine să, câteodată e bine să nu pui întrebări, pardon. Bro, hai serios acum, un câine, un boschetar, ceva, hai. Bă, eu am găsit unul. Dar mai trebuie să mai găsesc. Și de fapt ăla m-a găsit ieri pe mine, nu eu pe el. Și faza noastră e că probabil o să trebuie să mă și întorc în același timp.
Bă, am și o întrebare. Tipa asta se pune ca boschetar? Ne, oare de ce nu mă aștept, oare de ce mă așteptam la asta? Uite unul! Perfect, încă două poze mai am nevoie. După aia cred că o să iau direct autobuzul. Și mă duc direct, da... O oră. Perfect, încă o poză. Nu, nu, nu. Încă una și am scăpat. Dacă aș găsi și un câine, aș fi fericit. Da, și boschetarul ăsta merge. Bun. Hei, a zis... Hobos or dogs, deci putea să fie ori una, ori alta. Și cred că a trecut mai greu timpul, având în vedere că mi-a lăsat atât de mult timp la dispoziție să fac asta. Ok, și abia acum am observat că chiar e un tip care conduce autobuzul ăla și că nu e nimeni în autobuz în afară de mine, de obicei, adică gol, în afară de șofer, nu mai e nici dracu. Perfect. Haide. Na, ce pot să zic? Așa. Hai să ne vedem treabă. Ducem asta. Și mai am o misiune de făcut. Așa. Doar te rog eu mult spune, încă nu mai am vreo misiune de făcut. Adică știi, aș vrea să mai fac misiuni. Da. Deja dacă știam că sunt așa de multe misiuni, făceam două episoade bonus, nu unul. Ok. Da, cred că în sfârșit asta a fost chiar tot. Așa. Adică efectiv de acum. Cred că pot să mă duc. De fapt, stai. Ne, cred că ajung mai repede pe aici. Și știi ce aș vrea să văd? Aș vrea să merg o leacă. Uite pe aici. Nu știu de ce n-am fost niciodată aici. Știți, n-am notat niciodată și mi se pare că în jocul ăsta pot să noți. Și acum să afli că nu pot să noți. Ne, vedeți? Pot să not. And I'm like, holy fuck. Stai. Ia stai că mă duc eu direct la doc, la ăștia, la cum se numește. La zona unde trebuie să ajung eu. Lol. Deci, cum ziceam, prima dată când denot pe aici. Stai. Uite, aici trebuie să ajung. Aici pe undeva sper decât să am și pe unde să mă urc. Da, acolo trebuie să ajung. Tipul alergă ceva, deci dacă aș fi să se înscrie de aici, m-aș urca imediat. Ok, dar nu sunt. Așa că o să-mi vădă treabă. Dar cred că o să fie ok, adică pana mea n-ar face totuși un port pe unde să n-ai cum să te urci de nicio culoare, nu? Nu am zis? Nu-i așa? Hai mă! Ok, gata. Perfect. Și nu doar că am mai găsit încă... Am găsit și chicken powder. Adică pot de scărpinat. Ok, hai să vedem ce e acolo. Și ar să lumina jocul așa, dintr-o dată. Fără motiv. Spot gun-ul în plin. În curând o să pot să fac... Mamă, ce-mi place când mă lovesc așa ca ultimul dobitoc. În curând o să pot să fac... Și iar s-a întunecat jocul. Și în curând o să pot să fac și ultima misiune. Și cred că asta o să fie... Damn! Un joc destul de lunguț. Și fain, chiar mi-a plăcut. Ce pot să zic. Deci, jocul ăsta e unul dintre jocurile mele favorite. E vechi, dar e un joc bun. Nu prea pot să-i găsesc multe minusuri.
Da, cred că chestia asta duce de fapt la rulota tipei. Ok, asta e rulota. Stai. Tatuaje? Pot să-mi fac un tatuaj. Ok. Really, bro? Love and hate? Știi ceva? Dă încă o de treabă. De fapt, stai că vreau să văd care e cel mai scump. Toate sunt la 10? Toate sunt la 10. Am ieșit. Ok. Nu știu ce am sperat să fie acolo, nu știam că poți să faci tatuaje. Nima, dracu. Când te căutam, unde erai? Nu știu unde erai, dar important e că nu erai unde trebuia. Uite, pe aici cred că o să fie... Da, aici o să fie misiunea. Probabil că de la 7 o să pot să fac. Egg the greasers, ne, nu fac asta, n-are rost. Și ultima misiune. Furatul de biciclete, ultima dată am avut și ghinion. Știu deja ce trebuie să fac. Steal a bike for Clint, Kappa. Asta e primul lucru pe care îl fac, adică mă rog, mă duc pe aici. Văd că sunt puse în locuri diferite fața asta trecută sau nu-mi dau seama. Stai. Cred că mă duc în partea unde n-ar trebui. Pe aici? Da, chiar mă duc în partea unde n-ar trebui. Acum mă duc. Ok, dăm coa. Deft, am furat ceva. Am servit și o porție de violență. Acum mergem să-i băgăm ăsta bicicleta în garaj. La propriu, serios, nu vă uitați așa la mine, n-am zis nimic. Am zis chiar ce o să fac, îi bag bicicleta în garaj. Ioi. Treaba. Ba, dar știu că nici nu-i aiurea misiunea asta. Da, deloc nu e. Cum să fie? Nici nu trebuie să fur o bicicletă pentru el. Doamne, de fapt 3. Foai. Hai că l-am văzut acolo unde e. Știi, măcar să nu fur și-o de la adult, să fur și-o de la... Da, a fost adult. De fapt, nu că a fost încă e adult. Trebuie decât să nu pic de pe bicicletele, că pic am belit-o. Nu știu exact ce o să fac. Opa! Ne, o să mă duc puțin alea, că să mă plimb. Știi, gen... Vreau să-mi iau timpul necesar terminării acestei misiuni. Nu vreau să mă grăbesc și să... mă prindă poliția. Așa că pur și simplu o să fac pe aici niște cerculețe sau o pătrățică mai mult. Nope, de fapt o să fac cerculețe și mă duc, de fapt mă duc înapoi acum. Primul lucru, mă duc înapoi. Pe unde am venit, așa, nu mai mormărește poliția. Am scăpat. Au, serios. Și e bine că măcar pic în momentele în care chiar are nicio logică, n-are nicio... E important dacă pic sau nu. Și frate, puteam să-l... Haide. Gata. Una. Încă două.
O să o luăm pasta de aici de aproape. Nu, serios, bro. Really? Hopa, bă, stai, era Zoe cumva. Așa, violență și furt, chestii normale pentru un copil de 15 ani. Nu? Ok, încă una. E una chiar aici pe care pot să o iau. Și faza e că ultima oară când am furat-o pe asta, s-a întâmplat să fie așa de prost poziționată încât era un tip care m-a prins fix în brațele... Nu cred așa ceva! Deci nu cred așa ceva! De unde zgâții măsii a apărut jegul? Deci nu cred așa ceva, așa ceva e imposibil. E deja a treia oară când... Nu, că nu mai fur bicicleta aia, îmi poartă ghinion, frate. Haide, mama ei de treabă. Mi-a urăsc misiunea asta. Bine, poate și unde sunt puțin obosit, dar mă rog, nu contează asta, să zicem. O să fur bicicleta asta pentru Clint, după aia o să duc înapoi, o fur așa. Nu știu dacă o să fur neapărat tot pe aia. Pentru că, hei, ați văzut și voi. E aproape. Nu prea se mișcă tipul, dar îmi poartă un ghinion de săvârșit. Ok. Deci trebuie să fie un adult. Nu putea să fie un... Ceva puștan! Ok, era să mă prindă. Era să mă prindă, grav. Auzi, chiar asta e puțin. Oare dacă mă pun aici... Ce-a fost asta? De fapt, asta e cu fur întâi toate pe asta. Haide. Nu știu unde dracu a sărit polițistul atunci. Pentru că acum nu mai e niciunul pe aici. Știi ceva? Am fugit. Ok. Bicicleta aia e blestemată. Uite-te și tu. Așa hal, mă, așa hal. Și îmi place cum apar așa de... Unde nu te aștepți, polițiști. Pur și simplu, apar. Ok. Bine că l-am dărâmat pe ăla de pe bicicletă și știi acum nici măcar nu mai are de gând să se urce înapoi. Mie nu pot să zic că îmi displace ideea. Pentru că... Gata. Hei, uite-l pe celălalt Clint, nu Clintul Clint, Clintul celălalt Clint, he? Da, trebuie să recunosc, nu știu cum să zic, e puțin cam aiurea să fie toți asemene la asemene între ei. Da, mă rog, ok, hai că acum cum o luăm pe asta, ăsta e un puștan, nu o să ne mai ia poliția chiar așa de rău. Gata, am plecat. O ducem și pasta și am terminat în sfârșit în 100% de misiune. Yo, ia, de câte ore? A patra a fost cu noroc, cred. Deci nu că dacă se oprea misiunea pentru că am lovit mașina aia nenorocită, cu ce am urât. Gata. Bine. Așa, cred că asta a fost... În sfârșit, ultima misiune pe care am avut să o fac. Da. Deci, în sfârșit, cam asta a fost tot cu această serie. Yeah! Mă rog, de fapt, nu sunt chiar așa de fericit că s-a terminat. Aș mai fi vrut, dar dacă știam că o să dureze așa de mult acest episod, probabil că aș fi făcut în două părți. Mă rog. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut această serie și acest episod și această serie, pentru că damn, a fost awesome. Sunt curios dacă am făcut 60%, deci dacă suntem la 60, ceva la sută,
Noi în episodul ăsta, adică doar azi, mă rog, am făcut 10% din joc. Ok, deci cam asta a fost tot. Doi așa, saving. 60,53, deci cam asta a fost tot. Eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, comment și subscribe. De fapt, să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și un subscribe. Și până data viitoare, eu am fost Cristi, el a fost Jimmy Hopkins și asta a fost povestea lui. Bye bye.